În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, o vorbă bună totdeauna cade bine într-un suflet. Oricine ar fi el, o vorbă bună i-aduce și bucurie, poate aduce și liniște, poate aduce și pace, poate aduce și întărire. O vorbă bună poate fi și mângâiere. Depinde de la caz la caz. Și pentru cei răi, o vorbă bună tot e binevenită. Și la ei. Pentru că toți oameni sunt și tot un suflet au. Ce folositor e un cuvânt spus la vreme potrivită și dacă e bun cuvântul. Ce folositor e un cuvânt atunci când trebuie să-l spui, și ziditor. Ce folositor este un cuvânt spus la vreme potrivită, ca ploaia pe câmpul uscat. Ce folositor este un cuvânt când vine de la un prieten la vreme de necaz. E folositor. Și e bun și este de ajutor. Ce bună e credința făcută cu credință. Ce bună e. Ce bună e credința. Ce bună e credința când o pui în lucrare și stai lângă Dumnezeu tare și prin ea te poți ridica. Și ce putere are rugăciunea dacă o unești cu postul. Și ce bune sunt faptele bune dacă izvorăsc din credință, urmate de post și de celelalte. Ce bine e când omul, dacă crede în Dumnezeu, se roagă, iartă și pune cele bune în inima lui. Ce bine e când rugăciunea este stăruitoare. Și ne rugăm și credem în Domnul Iisus Hristos și în numele Lui ne rugăm și cerem Dumnezeu ajutor și pace. Și știm că a zis Domnul Iisus Hristos, cereți și vi se va da, de aceea îndrăznim și cerem, căci avem credință în El. Astăzi avem o evanghelie cu un om ce se roagă la Domnul Iisus Hristos. Ni se spune așa la Matei 8, 5 cu 13. Pe când intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în cas slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus, venind, îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora, și am sub mine ostași și spun acestuia, du-te și se duce și celălalt vino și vine și slugii mele face asta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință și zic vouă, că mulți de la răsărit la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiind împărăției, vor fi aruncați în Dumnezeu ceva din afară, lor va fi plânirea și scrânirea dinților. Și a zis Iisus utașului, du-te, fie ție după cum ai crezut, și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Omul cel bun scoate din comana Israel cele bune. Omul cel bun scoate ce-i bine, ce-i bun din el, adică ce are. Iar cel rău scoate cele rele, că pe acelea le are. Dar ce înseamnă să fii om bun și cu credință? Vedem ce face, vedem ce are. Și are credință lucrătoare prin iubire. Iar aceasta face ceva
Și anume, ce face această credință lucrătoare? Ea te pune în acțiune. Nu să stai nepăsător. Ea te face să fii credincios adevărat, plăcut lui Dumnezeu și de folos oamenilor. Când o ai pe aceasta, nu poți să stai liniștit când e nevoie de tine undeva pe o lucrare duhovnicească. Nu stai liniștit. Nu stai la locul tău liniștit când cineva e încercat. Nu poți să stai să te uiți când Dumnezeu te trimite să faci. Când ai credință lucrătoare, nu stai cu noi împreunate, fie ce-o fi, ci te implici creștinește pentru a rezolva o problemă sau alta. Poate sutaș l-a încercat în multe feluri să-și ajute slujitorul. Poate a încercat, dar n-a reușit. De aceea a zis, mă duc la Iisus Hristos. Poate l-a auzit de Iisus Hristos în mod direct, a auzit de Iisus și l-a văzut poate în mod direct. Poate i-a auzit cuvântul și învățătura, sau de la alții, nu contează de unde. Contează că lui cuvânt al lui Iisus Hristos a pătruns în el, în inima lui, și a dat rod acolo. L-a schimbat, l-a făcut să fie om credincios. Mare lucru. Așa a fost cândva și Lidia, pomenită în Faptele Apostolilor, când Pavel vestește Evanghelia, ea a primit cuvântul. S-a deschis inima și a primit cuvântul și botezată ea și casa ei. Așa și acest om a crezut în Domnul Iisus Hristos, că i-a auzit învățătura, i-a cunoscut faptele și de aceea aleargă la Domnul Iisus Hristos. Sămânța Evangheliei a căzut în ogor bun și a rodit. Ce mult contează la orice om, ce sămânță primește în inima lui, ce mult contează. Ce mult contează ce grăunte primește și ce fel de grăunte este acela care rodește în el, contează foarte mult. Iar sutașul credincios merge la Domnul Iisus Hristos. Merge și se roagă pentru slujitor. El acum lucrează pentru altul, cere pentru altul, mijlocește pentru altul, nu pentru el, ci pentru al lui slujitor. Așa face omul cel credincios, este slujitor, slujește pe Dumnezeu și pe semeni. Vedem deci în Evanghelie că te poți ruga pentru alții, te poți. Și este o faptă bună a te ruga pentru alții. Și pentru cine să o faci? Te poți ruga pentru cei bolnavi, o poți face. Și poate ai cunoștințele tale ce sunt așa în boală și durere, te poți ruga. Poate n-are nevoie de hrană sau altceva, dar rugăciunea îi aduce ajutor și o poți da tu și te poți ruga pentru el. Vezi ce poți face pentru cel care e în spital? Prin rugăciune te duci la el și ești cu el și pentru el. Te poți ruga pentru cel care e călător, ca să-i fie drumul lui într-o bine, cu reușită, sănătate și pace. Te poți ruga. Poți fi și tu călător cu el pe drumul lui, să nu fie singur, ci tu cu el cu rugăciunea. Te poți ruga pentru școlari, Dumnezeu să le lumineze minte, le dea putere și tărie, la învățătură, la examene, te poți ruga cu aceștia, poți fi și tu lângă ei și cu ei. Te poți ruga pentru tot omul necăjit și întristat. El știe de ce e așa, dar poți fi cu el cu rugăciunea ta. Te poți ruga pentru cel lipsit, te poți ruga și pentru cei morți, pentru cei plecați din viață. Că scrie așa în Sfânta Scriptură, că ori de trăim, ori de murim, ai Domnului suntem. Dacă suntem toți în mâna Lui, putem lucra unii pentru alții ceva. Unii s-au dus din viață, dar sufletul lor trăiește. Dar oare
pentru cei răi. Oare te poți ruga? Și știm că te poți ruga pentru cei care sunt răi. Și avem exemplu în Sfânta Scriptură, un exemplu deosebit. Și anume, l-avem pe Avraam în legea veche. Dar oare el s-a rugat pentru cei răi vreodată? Și noi citim că Avraam s-a rugat. Pentru cine? Pentru cei din Sodoma și Gomora. S-a rugat pentru aceștia. Și nu i-a lăsat deoparte pe ei, ci el, Dumnezeu s-a rugat ca poate îi ajută să fie izbăviți de pedeapsă și de moarte. Și vedem că Avraam n-a stat deoparte, ci a pus rugăciunea lui înainte de Dumnezeu pentru ei. Și anume, ce a zis el, Avraam, când s-a rugat? A zis: pierde vioare pe cei drept ca și pe cel păcătos, încât să se întâmple celui drept ce se întâmplă celui nelegiuit, poate în ziua de aceasta să fie 50 de drepți. Pierde vioare și nu vei cruța tot locul acela pentru cei 50 de drepți, de se vor afla în cetate. Dumnezeu i-a spus, dacă sunt 50, nu va pieri. Dar Avraam mai scade. Doamne, dacă sunt 45, dacă sunt 40, dacă sunt 30, dacă sunt 20, dacă sunt 10, tot a scăzut. S-a rugat continuu Avraam pentru cei păcătoși și răi, depărtați de Dumnezeu, dar s-a rugat. O putem face și noi, dar să o faci cu credință și cu inimă bună. Și vedem că Dumnezeu nu înlătură rugăciunea ta sau s-o pune deoparte, ci o primește și zice că o împlinește. Oare acea femeie cananeancă nu s-a rugat pentru fiica ei, ce era stăpânită de un duh necurat, de un demon? S-a rugat și s-a rugat cu stăruință și fiica ei este eliberată. Domnul Iisus ascultă rugăciunea ei și o împlinește. Ne putem ruga și pentru cei răi. Și mai mult decât orice exemplu avem pe Domnul Iisus Hristos, care atunci când a fost răstignit, ce face? Se roagă pentru cei ce băteau cu ei și răstigneau, zicând: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Se roagă pentru potrivnici, pentru vrăjmași. Dar ne-a dat pildă și exemplu zicând, parcă, face și voi la fel. Dar o facem dacă avem credință. Sutașul are credință. Nu știu dacă lui sluga a fost credincioasă sau nu, dar el credincios este. La noi Iisus Hristos și vine cu smerenie, cu credință. Și avea și dragoste de acel slujitor, dar vine și se roagă. Și având credință, vine cu îndrăzneală. Având smerenie, zice: Doamne, nu-ți vine să vii în casa mea? Zice: numai cu cuvântul se va vindeca noi slujitor. Nu-i nevoie să vii, că eu nu sunt vrenic să vii. Zmerit și credincios. Mare lucru este să fii așa. Oare e ceva să faci pentru altcineva faptă bună? E bine oare sau nu-i bine? E primit sau nu e primit? Poate nimeni nu știe că fac faptă bună. Nu contează. Fă-o și seamănă fapta bună să fie, să rămână. Cineva o va băga în seamă. Și în acest sens, luăm un exemplu. Era cândva o femeie bătrână, într-un sat. În acel sat era și un om ce lucra la pădure, pe deal departe. Și iată, mergea omul cu autobusul acolo sus, la muncă, iar femeia se urca și ea cu el. Și vedea el ceva, și anume, femeia lua din trasta ei sămânță și arunca pe geam afară. Și a întrebat el: dar ce seme? Și a zis: sămânță de flori. Și a zis el: dar pentru ce, dragă? Pentru ce să semeni tu flori? Nu vezi tu, dacă te uiți bine,
că unele cad pe drum și scălcate de roțile mașinii? Nu vezi. Altele nu vezi că sunt mâncate de păsări? Nu vezi. Și multe nu încolțesc deloc. Dar ea a zis, da, dar unele vor încolți și vor răsări. Și vedea acel om al pădurii, lucrător în pădure, că ea mereu, mereu semăna. Și se întreba el, oare pentru cine o face? Vine ploaia și trece. Omul se întreba totuși, călătorul nostru, oare pentru cine a lucrat femeia aceasta bătrână? Totuși că nu pricep. La un moment dat n-a mai văzut-o, că ea s-a mutat dincolo. Dar într-o zi vede ceva. Pe marginea drumului, parcă aliniate florile, una lângă alta, frumoase și deosebite, de luau ochii. Și a zis el în sinea lui, bine, eu știu că le-a semănat, dar ce folos? Când zicea el aceste cuvinte, aude în spatele lui un glas de copil, ce vorbea cu tatălui copilul. Zicea copilul, tată, vezi tu ce frumoase flori sunt afară? Uite de ce minunate sunt, ce culori splendide sunt, tată. Trebuie să le admirăm, nu știu cine a semănat, dar stare frumoase. Și a zis omul în gândul lui, cel din față auzind, iată că cineva le-a băgat în seamă, pe cineva mișcă florile. A semănat ceva acea femeie, dar n-a semănat pentru ea, ci pentru cei ce vor veni, să se bucură de ele, să le admire, să știe că cineva totuși a lucrat pentru ei. Nu o să mai zic că femeia a lucrat degeaba, ci a lucrat ea pentru alții. Rugăciunea pentru alții bună, lucrul pentru alții este bun. Oare Domnul Iisus Hristos, când merge la Iair și zic acest slujitor, fiica ta a murit, tata s-a rugat însă. I-au spus, a murit, lasă-l pe Iisus. Iisus i-a spus la tatălui, crede numai. Iisus lucrează și pentru vii și pentru morți. Noi lucrăm pentru toți. Fapta bună trebuie făcută pentru toți. Iar femeia din exemplu ne stă ca și pildă. Iar noi cândva am luat un exemplu în această biserică, iarăși tot în acest sens, cu scopul de a învăța, să lucrăm pentru alții, cu darul ce avem, în neputința noastră, să lucrăm, că nu știm cât folos aducem. Și anume, oare ce vrem să zicem cu asta? Era într-un spital, un salon, ca și alte salone cu bolnavi în el. Era undeva mai la margine, la un colț al spitalului. Și oameni bolnavi, unii se puteau ridica, alții nu se puteau ridica, unul stătea mai lângă zid. Dar acela nu vedea. Nu vedea. Dincolo stătea un om care vedea, dar nu se putea ridica din pat, decât cu greu. Dar acel om ce nu vedea, era ridicat pe marginea patului, se ridica el și zicea că privește pe geam. Și povestea celuilalt, care vedea, ce să știi tu ce văd eu pe jos. Uite, dimineața, sunt copii care merg la școală cu ghiozdanul frumos, îmbrăcați frumos, părinții lor aleargă cu ei și duc. Iată, sunt autoturisme, se duc oameni grăbiți la servici și la muncă. Uite, văd aici și bătrâni plimbându-se și vorbind. Vorbea ce vede el, zicea el. Și la miaz la fel și seara la fel. Dar într-o zi, cel de lângă geam a murit. Și celălalt a zis celor de acolo, nu mă mutați pe mine lângă geam? Și au zis, te mutăm.
Dar când s-a ridicat să se uite pe geam, și geamul nu era decât pictat pe perete, nu era un geam real, ci pictat. Și s-a gândit, cel ce mi-a povestit n-a văzut nimic, și nu vedea. Dar ce m-a încântat el atâta vreme, cu ce vede, m-a ținut în viață să ajung și eu la geam. Mi-a dat speranță. Mi-a pus pe atâția oameni în față, copii și oameni mari și maturi, dimineața la mea și seara, și mă ținea treaz, povestindu-mi și dându-mi viață. El care, de fapt, n-a văzut nimic, dar a făcut-o pentru mine. Poate n-ai dar mult, dar cât îl ai dacă îl dai, ce bine e. N-ai dar mult, dar cât ai dacă lucrezi cu el, ce bine e, grozav. Și poți lucra cu el în mod deosebit și special. Niciodată nu se știe cât dar ai. Sutașul avea credință multă și mare și Domnul Iisus Hristos l-a lăudat pentru credința lui. Poate noi nu suntem ca el. Mai puțin dar, mai puțin de credință, dar nu contează asta. Dacă atâta cât ai lucrezi cu el, e foarte bine. Și luăm iarăși un exemplu în acest sens. O familie avea un copil, dar copilul săracu avea un handicap. S-a dezvoltat mai târziu ca ceilalți și a rămas parcă așa. A fost dat la școală cu alți copii. Învățătoarea însă zicea în sinea ei, nu știu ce o să fac cu acesta. El învață foarte greu, văd că nu se poartă ca ceilalți. Mai bine îl dădeau la altă școală ajutătoare decât să fie aici. Așa zicea învățătoarea despre el. Și căuta să-l facă să progreseze și el, într-un fel sau altul. Nu râdeau de el de multe ori, dar rămânea la aceeași școală. Într-o zi, aproape de Paști, le dă o temă de casă învățătoarea și zice așa, vă dau un ou de plastic. Iată voi să puneți ceva în el ce să ne vorbească nouă despre învierea Domnului Iisus Hristos. Cum o înțelegeți voi învierea? Și după Paști mi-aduceți voi tema făcută. Dar la fiecare, după ce au venit, trec sărbătorile, vin la școală și le-a întrebat, ce ați adus voi fiecare? Unul deschide oul lui de plastic și ce era acolo? O floare. Și a zis învățătoarea, da, floarea e simbolul vieții și a bunei miresme. Te-ai gândit bine, te-ai gândit. Uite o floare, ce frumoasă e, că dintr-un boboc s-a deschis la viață. Frumos! Iată, deschide alt ou. Vede un fluture. Ce uite ce frumos e! Cum a stat el parcă într-un cocon cumva ascuns undeva și a ieșit din el un fluture mare. Te-ai gândit bine. Și uite așa mai e două, trei până la cât a fost în clasă, 15, și pe ultimul găsește gol. Și a zis, a fost al elevului care nu prea poate, săracul, care nu prea poate. Și de aceea n-a pus nimic în el. Ce bine era dacă spunea mamei lui să-l ajute, să pună ea ceva aici, să nu rămână ouul gol. L-a văzut, l-a pus deoparte și a început să continue lecția. Dar acel copil a zis, da, doamna învățătoare, păi bine, nu mă întrebi nimic despre ouul meu. Și a răspunde surprinsă, ce să te întreb că-i gol? Ce să te întreb? Și a răspunde, dar doamna învățătoare, mormântul din Ghețimani n-a fost mort după Iisus, a stat sculat din el, n-a fost gol? Și a zis ea, ba a fost, și așa e și ouul meu gol, ca mormântul Iisus Hristos, că s-a sculat din mormânt, n-a stat acolo. Și a zis ea, acest copil
pătrunde totuși taina învierii. Și a știut să mi-l prezinte gol și cu taina lui în el. Și iată ce știe să vorbească, când nu l-am băgat în seamă de multe ori și l-am pus deoparte. Ce bine e! Și ce bun copil e! Și eu am zis că nu poate. După 2 luni de zile, acel copil, prins de o boală, a murit. Dar când vin la mormântare, fiecare copil primește un jumătate de ou de plastic. Gol, să nu uite taina învierii. Că și omul moare, dar după moarte vine învierea și viața de veci. Au lăsat la toți o lecție să nu uite de la el. Și le-a predat-o. Vedeți, puțin cu darul lui, dar a dat. Putem da și noi tot la fel. Dar ne îndrebăm noi și zicem altfel. Da, dar în lumea asta noi suntem maturi. Ne întâlnim cu prieteni, ne întâlnim cu dușmani, ne întâlnim cu împrejurări favorabile, nefavorabile, cu ceartă, cu vrajbă, cu prietenie, cu de toate. Ce cum să facem noi să ieșim din toate? Că ne apucă stresul și boala și cum să le rezolvăm? Ce să facem noi? Să știți că am găsit undeva un răspuns, nu-l dau eu, ci o pildă, un exemplu, și anume, o fată merge la mama ei și o întreabă exact problema ce s-a pus mai înainte. Mamă, am multe probleme și greutăți, am și bucurii și împliniri, dar mamă, întrucât sunt multe, 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 cum să trec eu peste ele, mamă? Cum să le rezolv eu să fie bine, mamă? Ce să fac? Spune-mi că ești mama mea. Mama, ce fiica mea, hai să-ți dau un exemplu ție, să vezi și să-mi spui tu, ce, mamă? Haide în bucătărie. Au mers acolo, a pus un cartof, după ce l-au spălat la fiert în apă, îl pune mai, zice, în apă. La fiert, l-am pus, să fiarbă. Apoi, zice, pregătim o altă oală mai mică, să punem un ou la fiert. L-au pus și un ou la fiert. După timp, a trecut un timp de când fierbea cartoful. După ce a început să fierbe ou, zice, acum bine, în dal vas punem niște cafea în apă să fiarbă. Fiecare a fiert, după cât știa mama că e momentul să fie fiert. Și a oprit focul. Și apoi îi zice fiicei sale, fiica mea, le scoatem afară fiecare și le punem aici în fața noastră, după cum se poate. Ce? Cartoful pe o farfurie, ou pe o farfurie și cafea într-o cană. Spune-mi tu, dacă acum fiecare de la locul lui, oare cum se prezintă cartoful sau cum a fost și cum e acum? Păi mamă, dacă a fiert, acum dacă îl strângi în mână, îl strângi tare, se sfărâmă. Dar cândva a fost tare, de n-am putut. Dar ou cum e? Păi mamă, cândva dacă îl strângeai, zice, era moale. Puteai să-l arunci și să împrăștia de numai. Acum s-a întărit ouul. Și cafeaua? Păi cafeaua, mamă, n-a făcut nimic. Cum n-a făcut nimic? A schimbat ceva din apă. Nu mai zici că bei apă, ci cafea. Și a și înmirenmat-o și a dat și alt gust. Vezi, draga mea, depinde în viață cum întâmpin fiecare lucru. Vine peste mine o problemă, poți să fii tare sau poți să fii moale. La început ești tare, ca și acel cartof, și apoi în ea te-ai muiat. Depinde. Sau poți să fii ca ou. La început moale și pe urmă te-ai întărit. Sau poți să fii ca și cafeaua. Poți să schimbi tu și gustul. Poți să schimbi totul prin ceea ce pui tu în ea. Depinde de tine cum trăiești și ce faci cu împrejurarea. Tu ești deasupra ei. Tu hotărăști. Ce mult contează voința ta, dar ce mult contează și credința ta, că sutașul, prin rugăciunea și credința lui, a venit și Hristos dă
sănătate acelui slujitor. El se roagă, iar Iisus ascultă rugăciunea lui. Ce face sutașul, slujitor? El mai mare se face mic prin smerenie, dar crește prin credință mult. Ce poate lucra? Ce devine el, om al lui Dumnezeu? În împrejurare poți să fii la începutare sau slab, sau slab și tare, sau poți să schimbi totul. Depinde de tine ce faci. Rămâne și la noi, ce alegem? Putem fi ca și sutașul credincioși? Putem fi. Ne putem ruga ca el? Putem. Putem miloși ca și el? Putem. Putem fi Dumnezeu ca și el? Sau să nu fim. Dar n-ar fi bine așa. Avem exemplu de lucrare pentru alții, om al credinței, om al rugăciunii și al smereniei. Și dacă l-avem și se pune nouă în față așa ceva, să punem voința să fim la fel. De am fost noi tari, să fim mai tari. De am fost slab să ne întărim. Și dacă am fost, de am stricat noi ceva în împrejurare, din noi se dă mireasmă și gust și să fim cu Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
Binecuvântat este rodul pântecelui tău, care născut nouă pe Hristos, mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, durul Crăciunile noastre la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se zimbuiască